Mulțumesc, doamna președintă. Doamnelor și domnilor, de mai bine de 25 de ani discutăm despre reformă în general și despre reforma administrației publice în particular. Toate programele de guvernare ale tuturor guvernelor au conținut elemente ce au avut în vedere realizarea acestui deziderat, reforma administrației publice românești. Fiecare guvern a aplicat măsurile pe care le-a considerat necesare în etapele de parcurs respective. În acest moment însă, suntem în fața unei situații speciale. România este stat membru al Uniunii Europene, membru NATO, o sursă importantă de finanțare a dezvoltării o constituie fondurile europene. Cetățenii români circulă liber în întreaga Europa și, în general, realitățile societății românești sunt schimbate în mod esențial. Bineînțeles că în fața acestei noi realități trebuie să luăm măsurile care se impun sub aspectul organizării administrativ-teritoriale pentru a putea răspunde nevoilor actuale de dezvoltare a societății. Dezbaterile legate de descentralizarea administrativă nu sunt noi, iar în această materie s-au făcut destui pași. Chiar dacă realitatea relevă faptul că scopul final, și anume prestarea unor servicii publice de calitate către cetățeni, nu a fost întotdeauna atins. De aceea, luând în considerare și cele arătate anterior, cred că descentralizarea administrativă nu se poate realiza decât împreună cu regionalizarea administrativă a României. Astfel, cred că este absolut necesară regândirea structurii teritoriale a statului român, care ar urma să se materializeze în apariția unor noi unități administrativ-teritoriale, regiunile. Regiunile trebuie să fie unități administrativ-teritoriale de dimensiuni mai mari, sub aspect teritorial și demografic, având o capacitate sporită în gestionarea problemelor cetățenilor și compatibile cu cele existente în statele membre ale Uniunii Europene. Apariția acestor noi unități administrativ-teritoriale trebuie să aibă ca filozofie de bază transferul unor atribuții de la nivelul administrației centrale către nivelul regiunilor, în condițiile în care actualul nivel local va rămâne și va păstra aceleași atribuții. Astfel, regiunile ar putea avea atribuții în materia politicilor de dezvoltare economică, a ocupării forței de muncă, a protecției mediului, modernizării și viabilizării agriculturii, dezvoltării turismului, asistenței sociale și alte domenii. Regionalizarea României nu se poate realiza fără respectarea statutului de stat național, suveran și independent, unitar și indivizibil al României. Așadar, suntem în fața unui proiect de țară, la fel de important ca aderarea la NATO sau Uniunea Europeană. Un proiect de țară care trebuie să fie unul serios și care să implice dezbateri în mediul academic, politic, în mass media și în cadrul societății civile și care, bineînțeles, să fie asumat și susținut de întreaga clasă politică sau cel puțin de partidele parlamentare. Vă mulțumesc!